Persoanele neasigurate medical vor beneficia și ele de o serie de analize și tratamente gratuite, prevede o nouă lege adoptată de Camera Deputaților. Astfel, cetățenii care nu au asigurare medicală vor putea beneficia în mod gratuit de teste și analize pentru mai multe virusuri, precum virusurile hepatice B și C și virusul HIV. Aceștia vor beneficia inclusiv de tratamentul și terapiile necesare pentru tratarea lor. De asemenea, noua lege prevede înființarea în farmacii, spitale și direcții de sănătate publică a unor centre care furnizează servicii de vaccinare, diagnostic, evaluare și tratament. Fondurile necesare pentru piața acestor servicii medicale vor fi suportate de bugetul de stat.